În Evanghelia după Luca, la capitolul 24, cu versetul 17, stă scris: El le-a zis: Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? În amurgul zilei învierii, doi ucenici ai lui Iisus se întorceau în satul lor natal, Emaus, aflat la vreo 11 km de Ierusalim. Pe drum, vorbeau despre evenimentele petrecute și, cu o dezamăgire adâncă, mărturiseau că își pierduseră orice speranță. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Văzuseră minuni, auziseră mesaje, erau siguri că El era Hristosul, Fiul lui Dumnezeu întrupat. Dar odată cu coborârea Lui în mormânt, fuseseră îngropate și aceste convingeri. Își pierduseră orice bucurie. Simțeau nostalgia unui trecut care nu avea să mai revină. Erau triști din cauza despărțirii, din cauza golului lăsat de absența cuiva pe care ei îl iubiseră. Resimțeau durerea cauzată de momentul în care învățătorul fusese înmormântat. Erau pustiiți de frustrare, decepție, ca și cum trăiseră o vrajă, o iluzie sau un vis. Separarea de Domnul produce întotdeauna tristețe. Cei care cred că se eliberează se înșeală pe ei înșiși. Întoarcerea la Emaus era o întoarcere la punctul de start. Petru, Ioan și Iacov ar fi trebuit să se întoarcă la pescuit, să dispară, să se șteargă tot ce trăiseră. Dar ei nu puteau și nu știau să vorbească despre altceva. Niciodată mai înainte nu realizaseră câtă nevoie aveau de prezența sa, nu știuseră cât îl iubeau. Așa că Iisus a apărut și a călătorit cu ei pe drumul de întoarcere la Emaus. De ce nu l-au recunoscut pe Iisus? Textul spune: dar ochii lor erau împiedicați să-l cunoască, versetul 16. Lipsa lor de credință, pe care nu o conștientizau, îi împiedica să accepte speranțele mesianice ale contemporanilor lor. Perspectiva înșelătoare pe care o aveau ei despre misiunea lui Mesia îi împiedica să înțeleagă, așa că nu erau pregătiți să accepte nici moartea și nici învierea sa și nu l-au recunoscut pe Iisus. Dar Hristos călătorea alături de ei. Dacă am avut ochii încețoșați de idei preconcepute, dacă am avut dezamăgiri, tristeți, deziluzii în viața de credință, din cauza că lucrurile nu au funcționat așa cum am sperat, dacă vreodată ne-am gândit să renunțăm și să ne întoarcem la Emaus, Iisus, fără ca nici măcar să știm, călătorește alături de noi pe drumurile îndoielii, decepției și dezamăgirii. Și dacă vrem, ne va deschide ochii și ne va mângâia. Pentru că există în ceruri un Dumnezeu. Când suntem luați cu asaltă de îndoială și ne simțim copleșiți de întrebări spirituale, El ne este alături, călătorind împreună cu noi.